Cum te cheamă pe tine? Roșca Pâniță mă cheamă. Ești tovar într-o papomada din Republica Moldova. Da, din Bălți. Și vreau să mulțumesc domnului profesor Plămădeală de la Școala de Arte că m-a învățat să cânt. Bată farghinii la tobe și vreau să fac mândru pe domnul Mi Plămădeală. se pare că eram în vie de dimineață, țopăiai, alergai, strigai, acum ești mutalău și pari foarte timid. Care e explicația? Ai emoții sau ce s-a întâmplat? Nu, băusem 500 de vodcă și Dar poți să de-aia bați la tobe dacă nu bei? acum să nu pot bat. Abate atunci, hai că... Vai de mine, Hai. cum să nu pot. Asta e așa, mai din calzire, ca să îmi intru în mână. Asta mi-a învățat domnul profesor Plămădeală și continuăm cu asta. Spune-ne ceva despre tine, despre Da. familia ta. Mai ai frați? Da, mai am frați, toți sunt tobari și sunt cel mai bun dintre ei. De ce ai mai mulți frați care sunt toți tobari? Interesant. Câți frați mai ai? 28. Dar unul are cancer și trage să moară. Ca să-i plătești o operație sau ceva. Corect. Eu cu frații mei repetăm toți în aceeași cameră, toți 28, toți la Tobi. Dacă câștig, o să pun niște vată în geamuri. Asta vreau și eu, să pun vat în geamuri și să îl vindec de cancer pe Evgenii, fratele meu. Roșca, dar sigur n-ai mai băut nimica de dimineață. Ei, am mai gustat câte și vat din ce am găsit și eu pe aici. Dacă pui mâna pe cinel, se oprește, nu mai răsună. Mersi! Și eu, mersi, sper că v-a plăcut. Acum,